Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, și în această seară abia am așteptat să ne revedem și să ședem de taină vorbind din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în seara aceasta vreau să vorbim despre credința tainică. Aș vrea să cobori cât de jos poți în sufletul tău, să te gândești ce reprezintă credința pentru tine. Ce înseamnă ea cu adevărat? Lasă la o parte definițiile, lasă la o parte ce ți-au spus alții, lasă la o parte cât mai mult din ceea ce înseamnă carcasă religioasă și impresii sau învățături pe care le-ai moștenit. Nu înseamnă că unele dintre ele nu sunt bune, dar încearcă să stai acolo în sufletul tău, să te gândești tainic la ceea ce înseamnă credința pentru tine. Pentru că în secolul nostru, și nu doar în secolul nostru, credința a fost furată de religie sau de anumite forme de manifestare transformate în tot felul de elemente complicate care sting acea flacără a credinței sau cel puțin o fac să fie destul de ineficientă, o sufocă. Am stat zilele acestea și m-am gândit ce înseamnă cu adevărat credința, ce înseamnă cu adevărat să umbli cu Dumnezeu, ce înseamnă cu adevărat să trăiești în legătură cu Dumnezeu. Am fost foarte tentat să merg la vechile cărări, am fost foarte tentat să merg pe locuri deja umblate, să apelez la cârjele acestea pe care noi le-am construit de-a lungul veacurilor și mileniilor. Însă, începând să citesc Sfânta Scriptură de la primele pagini, mi-am dat seama că acea credință tainică pe care dorește Dumnezeu să o avem în sufletul nostru, de cele mai multe ori nu seamănă cu nimic din ceea ce noi numim credință. De ce? Pentru că, în primul rând, este foarte simplă. Doi, este personală. Trei, este eficientă. Patru, oferă individului independență și libertate. Cinci, îți oferă acea inițiativă proprie de a fi în legătură cu Dumnezeu, de a-ți lua viața în mâini și de a face ceva cu viața ta. Lăsând la o parte părerile altora, lăsând la o parte sfătoșii, lăsând la o parte toate sistemele posibile și imposibile, lăsând la o parte loteriile bisericești, lăsând la o parte minciunile, lăsând la o parte demagogia, lăsând la o parte acei intermediari ca la talcioc, care îți pun un preț din ce în ce mai mare, până ajungi la Dumnezeu, așa cum este zis, să te mănâncă sfinții. Lăsând la o parte toate lucrurile acestea, rămâi doar tu și Dumnezeu. Încă de pe primele pagini ale Scripturii, îi întâlnim pe oamenii lui Dumnezeu care n-aveau o biserică. Oamenii aceștia n-aveau o religie, nu se inventaseră. Nu aveau sfătoși spirituali. Nu aveau oameni care să-i încurce. Nu aveau oameni care să se interpună între ei și Dumnezeu. Erau doar ei și Dumnezeu. Și procesul acesta a durat sute de ani. Modul acesta de închinare, modul acesta de raportare la Dumnezeu, poate chiar una sau 2000 de ani, până când s-a instaurat un sistem care nu este neapărat rău, dar ca orice sistem are tendința să fie corupt și să fie coruptibil. În primele pagini ale Scripturii îl întâlnim pe Abel, care moștenește credința de la părinții săi, care au primit-o direct de la Dumnezeu și care se închină lui Dumnezeu. Aduce o jertfă, fratele său se mânie și îl omoară.
primul martir pentru credință. Nu pentru religie, țineți cont. Pentru credință. El avea acea teamă de Dumnezeu, acea credință fierbinte prin care îl slujea pe Dumnezeu. Și pentru că era diferit, pentru că era o mustrare de conștiință pentru fratele său, pentru că asculta de ceea ce a spus direct Dumnezeu să facă, a fost omorât. A fost mare durere, mare jale pentru părinți să vadă primul mort, care era copilul lor. Și n-a murit de moarte naturală, a murit ucis de fratele său mai mare. A trecut o vreme și a trebuit ca linia aceasta de credincioși să fie continuată. Și spune cuvântul în Cartea Genesei, la capitolul 5, că Dumnezeu le-a dat un alt fiu, primilor noștri părinți, pe Set. Set, al cărui nume înseamnă înlocuit, duce mai departe această linie a credincioșilor care au acea flacără lăuntrică în inima lor, care vor să asculte de Dumnezeu pentru că așa spune Dumnezeu, nu altcineva în locul lui Dumnezeu. Pentru că simțea acea chemare a lui Dumnezeu. Set, spune cuvântul, a fost dat ca fiu, ca să înlocuiască pe Abel. Apoi, Set a avut și el fii și fiice. Unii dintre ei sunt descriși mai pe larg, alții mai succint. Fiecare dintre ei avea o umblare cu Dumnezeu, însă până la Enoch, nu întâlnim pe cineva care să ne sară în evidență atât de tare. Cum a fost Enoch? Că vorbim de credința aceea tainică, lăuntrică. Și n-aș vrea să înțelegeți că această credință tainică, lăuntrică, nu are repercusiuni și efecte exterioare. Ba da! Dar nu mai vorbim de acea credință privatizată, de acea credință vândută la buticuri religioase, de acea credință triumfalistă, de acea credință propagandistă, de acea credință ineficientă și de acea credință de care face mare caz și care produce cele mai mici roade și efecte, la care Dumnezeu nici măcar nu se uită. Vorbim de credința sfinților dată, odată pentru totdeauna, și de acea credință care se naște în sufletul nostru. Enoch spune cuvântul că a fost fiul lui Iared. Și la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusalah. După nașterea lui Metusalah, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. După nașterea lui Metusalah, Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și a născut fii și fiice. Sunt câteva lucruri foarte importante aici pe care aș vrea să le subliniez. În primul rând, Enoch este un om care îl iubește pe Dumnezeu. Enoch este un om care trăiește mult. Enoch este un om familist. De multe ori s-a accentuat ideea că dacă vrei să-L urmezi cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să te faci călugăr. Și n-am nicio problemă cu cei care aleg lucrul acesta de bună voie. Dar să nu dea rețete la alții. Să spună că doar așa poți să-L urmezi pe Dumnezeu. Enoch l-a urmat pe Dumnezeu și l-a slujit pe Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice, este expresia ebraică pentru părinți, pentru patriarhi. Bărbații nasc. Da? De ce? Pentru că ei sunt tații. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusalah. Numele lui Metusalah, ca o mică paranteză, este o profeție. Numele lui este format din trei cuvinte. Metusalah.
Adică la moartea lui va fi trimis. Oare i-o fi descoperit Dumnezeu lui Enoch că la moartea lui Metusalah sau imediat după moartea lui va fi trimis ceva, o judecată, un potop? Aproape de zona aceea, Dumnezeu l-a răpit și pe Enoch. La moartea lui, a lui Metusalah, a fiului lui, a fost trimis potopul. Oamenii aceștia umblau cu Dumnezeu. Oamenii aceștia vorbeau cu Dumnezeu. Oamenii aceștia aveau auzul mult mai ascuțit decât îl avem noi astăzi în societatea aceasta foarte bulversată și foarte, foarte stresantă, în care nu mai avem timp nici măcar să ne cunoaștem pe noi. Nu mai avem timp să ne ascultăm glasul interior. Nu mai avem timp să vedem încotro se îndreaptă viața noastră. Nu mai avem timp să stăm de taină cu Dumnezeu. Am îngrămădit acolo o sumedenie de ritualuri, de reguli fariseice, o mulțime de etichete, o mulțime de cum să faci anumite lucruri ca să... Dar asta nu înseamnă credință. Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Într-o societate stricată, într-o societate depravată, într-o societate în care lucrurile mergeau în jos, într-o societate în care nu aveai repere, nu aveai modele, Enoch își lua tot timpul vreme ca să stea cu Dumnezeu. Și când simțea că se golește spiritual, mergea în singurătate cu Dumnezeu, vorbea cu El, vedea ce vrea Dumnezeu de la El, iar apoi revenea și le predica oamenilor despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, despre judecata Lui, despre dreptatea Lui. Și majoritatea se uitau la El ca la un ciudat. Dar ciudatul ăsta era destul de simpatic. Ciudatul acesta rostea cuvinte drepte. Ciudatul acesta era corect. Ciudatul acesta era plin de bunătate. Și oamenii ziceau, mă, lasă-l că așa este el. Nu ne place ceea ce ne spune întotdeauna, dar e un om bun. După nașterea lui Metusalah, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Aș vrea să vedeți linia aceasta a patriarhilor și nu doar a patriarhilor, și mai departe de ei, până a instituit Dumnezeu sistemul ceremonial și templul și celelalte servicii, că oamenii aceștia au avut o legătură personală cu Dumnezeu și au avut o credință care n-a depins de nimic și de nimeni, doar de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a rânduit mai târziu să fie un templu, să fie o închinare organizată, a făcut-o nu cu scopul de a înlocui această credință, ci a făcut-o cu scopul ca oamenii să fie împreună, ca oamenii să se ajute, ca oamenii să găsească putere la oaltă. Însă, în foarte multe rânduri, credința aceasta sistematizată și centralizată a furat credința tainică din sufletele oamenilor. Sistemul a fost făcut de Dumnezeu și pervertit de oameni. Și de nenumărate ori Dumnezeu trimitea profeții ca să îi întoarcă din nou la credința aceea tainică și la ascultarea directă de Dumnezeu. Pentru că transformaseră toată această închinare într-un bazar religios, într-un partid politic în care se luptau pentru putere și în care au înlocuit ascultarea de Dumnezeu și legătura cu Dumnezeu cu tot felul de surogate. Poate că vă gândiți că lucrurile stau altfel astăzi. Nimic mai fals decât gândirea aceasta. Lucrurile sunt mai rău astăzi. Lucrurile stau mai rău astăzi decât atunci. Pentru că
orice religie, orice religie și orice biserică are strâns lipit de ea un partid politic religios. Nu mai vorbim de celelalte, dar vorbim de partidele religioase. Și nu mă refer la cele islamice, la cele radicaliste, nu despre asta vorbim, ci la partidele religioase ascunse, mascate, care fură credința tainică din sufletul oamenilor și spun, nu, asta este umblarea cu Dumnezeu, asta este credința, asta înseamnă umblarea pe calea adevărului. Și dacă vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să urmezi pașii. Iarăși, o serie de neadevăruri și o serie de minciuni. Cine a stat în calea patriarhilor? Cine a intermediat în legătura lor cu Dumnezeu? La ce biserică au mers? La ce temple? La niciunul. Și culmea, că oamenii ăștia n-au apostaziat. Oamenii ăștia nu s-au rătăcit. Oamenii ăștia n-au uitat care este calea credinței. Oamenii ăștia nu au zis, mă, dar oare cine ne spune nouă care este adevărul despre Trinitate? Cine spune nouă care este adevărul despre Duhul Sfânt? Cine spune nouă care este adevărul despre nu știu ce dogmă? Cine ne spune nouă cum să sărbătorim sabatul? Cine ne spune nouă cât să citim Biblia? Cine ne spune nouă cum să ne rugăm? Cine ne dă rețete spirituale cu privire la disciplinele spirituale? Observați câte nemintoșenii am inventat de-a lungul timpului, câte cârje. De ce? Pentru că oamenii n-au mai gândit. Și pentru că oamenii au plasat responsabilitatea spirituală în mâinile altora, care au fost foarte binevoitori și foarte săritori să vină cu soluții. Pentru că în momentul când oamenii îți plasează în mână responsabilitatea lor, poți să-i controlezi și să spui, bun, mi-ai dat asta, ok, nicio problemă, e ca la intermedierile auto. Stai că rezolvăm noi tot dosarul, tot vă facem. Vă facem asigurare, vă facem aia, mergem acolo și toate ușile se deschid. Așa este construit sistemul, știți? Dacă nu mai faci cu ei, știți, programarea durează 2 săptămâni, trebuie să mergeți online, nu știu ce, trebuie să mergeți acolo și dincolo și te uiți așa și te-ai zăpăcit de cap. Și la un moment dat zici, bă, de cât să umblu atâta? Păi mai bine plătești, lasă că am scurtat drum. Și oamenii cam așa gândesc și în ceea ce privește credința și viața lor. Plasează responsabilitatea în mâinile intermediarilor și oamenii stau liniștiți. Am rezolvat-o, nu mai am nicio responsabilitate. Totul este acolo. Dacă vreau răspunsuri, întreb duhovnicul sau pastorul sau preotul sau biserica. Și n-aș vrea să înțelegeți că sunt anarhist. Nu despre asta vorbesc. Fiecare își are rolul lui. Dar să rămână în rolul dat de Dumnezeu, în încadrarea făcută de Dumnezeu, nu să fure credința din sufletul omului, să spună, na, de azi înainte tu depinzi de mine și spun eu ce este bine, ce este rău, ce este adevărat, ce este fals, ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Nu despre asta vorbim. Ci vorbim de umblarea cu Dumnezeu, despre credința tainică. Noe, tot într-un veac stricat, într-un veac fără scrupule, într-un veac în care oamenii nu mai aveau nicio direcție, în care se stricau pe zi ce trece și în fiecare zi gândurile inimii oamenilor erau îndreptate numai spre rău, spune Geneza capitolul 6. I-a părut rău până și lui Dumnezeu că a creat pe om. Dar totuși se uită printre ei și îl vede pe Noe, un om curat la suflet, și spune versetul 8 că Noe a căpătat milă înaintea
lui Dumnezeu, înaintea Domnului, Hesed, care poate fi tradus și cu har, cu îndurare, cu îngăduință. Milă în limba română are și o conotație din asta așa de bogda prosti, de empatie, dar care merge în zona cerșetoriei sau a neputinței. Îmi fac milă de nenorocitul ăsta, dă-i și lui 2 lei. Nu despre asta este vorba, ci este vorba de acea îndurare a lui Dumnezeu revărsată din belșug asupra lui Noe. Acel har, Noe a căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Abel a umblat cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Patriarhii au umblat cu Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Poate că vă imaginați că oamenii ăștia n-aveau în cap toată ziua decât să stea pe genunchi, să facă de nu știu câte ori rugăciunea Tatăl nostru sau Ave Maria sau tâmpenii pe care noi le-am inventat de-a lungul timpului. De ce spun tâmpenii? Nu pentru că rugăciunile în sine ar fi tâmpenii, ci modul în care le-am implementat devin tâmpenii. Vă aduceți aminte că Domnul Hristos le spunea celor cărora le predica să nu bolborosiți mereu aceleași vorbe ca păgânii. Adică să tot repeți anumite lucruri și să crezi că dacă le repezi de 100 de ori, l-ai îmbunat pe Dumnezeu sau că o să dai la o parte pedeapsa lui sau că Dumnezeu are nevoie de așa ceva. Nu! Umblarea cu Dumnezeu înseamnă o conștientizare continuă a prezenței lui în viața ta. Înseamnă să te temi de el. Oh, cum să te temi în epoca asta în care nu mai vrei să ai autoritate deasupra capului, niciuna. Cum să te temi de Dumnezeu? Nu te mai temi de Dumnezeu. Te temi de ANAF, te temi de finanțe, te temi de, eu știu, cei care vin să spună sechestru, te temi de bănci, te temi de poliție, te temi de oamenii care pot să îți ia ceva din lumea aceasta. Dar nu te mai temi de Dumnezeu, în mâna căruia este veșnicia. Ei, oamenii aceștia care au umblat cu Dumnezeu, care aveau credința tainică în suflet, se temeau de Dumnezeu, toți, fără nicio excepție. Și Noe, spune aici cartea Genesei, era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie, adică de violență. Și astăzi este la fel. Chiar iubim violența. Care sunt filmele cele mai vizionate, cele mai căutate? Alea de acțiune, în care se bat până le sare sângele pe toți pereții, în care vezi atâta violență și curvie și vezi acolo că mustește păcatul și răutatea. Și acolo sta gură cască. Audiență maximă. De ce? Pentru că îți place. Îți place violența. Și lor le plăcea violența. Și nu se uitau la televizor. Luau sabia, luau cuțitul, luau măciuca și se duceau și dădeau în cap celuilalt. Se luptau pentru putere, pentru pământuri, pentru averi, pentru femei, pentru tot ce se poate lupta. Uneori pentru chestii chiar ridicole. Dar pământul mustea de silnicie, de răutate. Era savurată răutatea. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, adică de violență. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și Dumnezeu i-a dat planul lui Noe. Fă o corabie, suie-te în ea, tu și familia ta, urcă și animalele în ea, pentru că am de gând să-i nimicesc pe toți aceia care nu se mai tem de mine.
Noe a umblat cu Dumnezeu. În timp ce ceilalți se bazau pe înțelepciunea lor, pe rațiunea lor, pe știința lor, pe puterea lor fizică, pe logica lor, Dumnezeu i-a zis tainicului Noe: Noe, fii atent. În timp ce oamenii aceștia se distrează și cred că lucrurile vor merge tot așa mai departe, la nesfârșit, urcă în corabie tu și familia ta și să știi că peste 7 zile voi trimite nenorocirea, potopul. Și lucrul ăsta este scris în capitolul 7, versetul 4. Căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Și versetul 10, după cele 7 zile au venit apele potopului pe pământ. Credința tainică, negălăgioasă. Oh, noi suntem, noi facem, noi dregem, noi deschidem raiul, noi închidem, noi facem regulile, noi facem dosare, noi îi acuzăm, noi ținem sub preș pe ceilalți, noi facem. Nu! Dumnezeu i-a zis, vezi că vine nenorocirea. 7 zile. Nu i-a ascultat, a intrat în corabie și a fost scăpat, a fost salvat. Vis-a-vis de episodul acesta, cu credința tainică, Mântuitorul face o paralelă cu vremea sfârșitului și spune că Aidoma, cum a fost în vremea lui Noe și a lui Lot, va fi și la sfârșitul timpului. Oamenii vor fi surzi, triumfaliști, o credință de fațadă, da. Oamenii se agață de tot felul de explicații și de tot felul de siguranțe pe care li le oferă cei din jurul lor. Însă, majoritatea trăiesc în eroare. Majoritatea se înșeală singuri. Majoritatea cred că umblarea cu Dumnezeu este ca frecarea lămpii lui Aladin. Când ai nevoie de Dumnezeu, bagă niște rugăciuni, bagă niște posturi, bagă niște acatiste, bagă niște pelerinaje, mai bagă niște bani în buzunarul bisericii și totul se rezolvă. Dar nu este așa, dragii mei. Pentru că nimic și nimeni nu poate să înlocuiască acea credință tainică, lăuntrică, prin care Dumnezeu îți vorbește în conștiință, îți arată ce este bine și ce este rău și îți arată calea. Ai nevoie de liniște în sufletul tău ca să vezi și să auzi ceea ce vrea să-ți spună și să-ți arate Dumnezeu. Dacă tu te duci într-o parte și în alta și e gălăgie mare în suflet și în viața ta, niciodată nu o să poți înțelege credința aceasta tainică. Și cu cât îți lipsește mai mult, cu atât umpli și mai tare viața ta cu lucruri care nu contează, cu elemente politice și fariseice, bisericești. Cu cât n-ai relevanță, cu cât n-ai sufletul hrănit de Dumnezeu, cu cât nu asculți glasul lui Dumnezeu, cu atât îți umpli talciocul ăsta al sufletului tău cu tot mai multe lucruri, ca să ai impresia că faci și tu ceva, că ai și tu o credință, că va ține Dumnezeu cont și seamă de ceva din viața ta. Dar sufletul tău este gol. Sufletul tău este putred. Sufletul tău moare pentru că nu are lumina divină. Nu are puterea care vine de la Dumnezeu. El este ținut în perfuzii de ani de zile. Este în comă. Pentru că n-ai mers direct la sursa puterii, la Dumnezeu. Noe
a primit din partea lui Dumnezeu planul și a zis, Noe, intră, lasă-i pe ei. Și Noe a scăpat și ceilalți au murit. Ai domă, cum a fost în vremea lui Noe, spune Domnul Hristos, va fi și la sfârșitul timpului. Când oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, lucruri bune de altfel. Însă dacă înlocuiesc teama de Dumnezeu și dacă înlocuiesc credința tainică, ești într-un mare pericol. Pentru că nu vei ști nici ziua, nici ceasul când Dumnezeu îți va vorbi și va spune, gata. Noe, astăzi vreau să fac diferența între tine și ceilalți. Mergând la Avram, omul lui Dumnezeu, în același fel, Dumnezeu i-a vorbit, ești din țara ta, din rudenia ta, din familia ta, pentru că vreau să te fac un neam mare, vreau să îți ofer ceva deosebit. Vreau să umbli cu mine, nu vreau să te înțepenești într-un loc, într-o anumită stare, între anumiți oameni. Vreau să umbli ca un stăpân, vreau să-ți ofer o experiență deosebită. Avram, hai într-o aventură cu mine. Unii cred că viața cu Dumnezeu este plictisitoare, că este anostă, că este plină de suferință, de durere. Da, are provocări, este grea, nu este ușoară, însă este plină de frumusețe. Și aș vrea să înțelegeți că umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă ceea ce ne-au trasat nouă călugării păgâni și cei creștini. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă credință tainică, dar înseamnă și acea aventură a Spiritului care te face să poți vedea lumea cu alți ochi, să o percepi în alte dimensiuni și să nu-ți pună nimeni limite până aici, doar atât. Dacă ai făcut asta, faci asta. Nu. Tu ai direct legătură cu Dumnezeu. Și nimeni nu poate să ia locul lui Dumnezeu. Credința aceasta tainică din sufletul tău, condusă de Duhul Sfânt și aprinsă de Duhul Sfânt, te va călăuzi în viața aceasta. Și te va ajuta să fii puternic, așa cum au fost patriarhii, oamenii lui Dumnezeu. Avram a ieșit din țara lui și pe oriunde mergea și întâlnea provocări, uneori se mai și împiedica. Dar de cele mai multe ori s-a bazat pe Dumnezeu. Și ce o să fac acum? Ce o să se întâmple? Hai repede la sfătuitor! Nu, el n-a avut duhovnic. Avram, Isaac, Iacov, n-au avut duhovnici. N-au avut sfătuitori de felul ăsta, pentru că sfătuitorul lor era Dumnezeu. Dar am ajuns atât de neputincioși, dragii mei, încât avem nevoie de tot felul de oameni care să ia locul lui Dumnezeu și să ia locul gândirii. Avem nevoie de sfătuitori, avem nevoie de duhovnici, avem nevoie de psihologi, avem nevoie de tot felul de experți în parenting. De ce? Pentru că noi nu ne mai luăm timp să ne cunoaștem, să vedem ce este viața, să vedem pe ce traiectorie trebuie să mergem, care este chemarea noastră, care este menirea noastră. Și mă duc imediat la specialist. De ce? Pentru că eu nu mai am timp să stau cu copilul meu. Nu mai am timp să-l ascult. Nu mai am timp ca să am o legătură cu el. I-am pus telefonul în brațe, i-am pus pe televizorul, i-am pus tot felul de gadgeturi, l-am înconjurat de tehnologie și ne mirăm că nu ne mai ascultă. Păi nu mai are pe cine, pentru că nu ne cunoaște, nu ne mai știe. Noi nu mai știm ce vrea. El nu mai știe ce vrea. Și el trăiește într-o bulă a lui, noi trăim într-o bulă a noastră și mergem la specialiști ca să dreagă ceea ce noi am stricat și stricăm în fiecare zi. Și de asta ni se pare viața din ce în ce mai stresantă și din ce în ce mai grea și din ce în ce mai frustrantă, pentru că noi nu mai avem dimensiunea aceea tainică, spirituală,
prin care să venim în contact cu Dumnezeu. Inclusiv mersul la biserică este o chestiune care ține așa mai mult de fațadă. Mă îmbrac cu cele mai frumoase haine, mă dau cu parfumul de la Prada, de la Gucci, de la eu știu ce firme, de la Chanel, de la Armani și așa mai departe. A zis mai multe ca să nu le facem reclamă. Oricum, mi se pare o zăpăcenie și asta să zici mai multe branduri ca să nu le faci reclamă, că oricum le faci reclamă dacă le amintești. Da. Ideea este că noi ținem foarte mult la eticheta aceasta. Ți-ai mașina cumpărată în leasing, cu rate pe 30 de ani ca să pari și tu cineva, da? Te duci la biserică acolo, țiplă, frumos și începi viața artificială, spirituală. Începând de la intrare, îți ajustezi poziția, glasul, te uiți să n-ai nicio scamă pe tine, nu cumva să ți se păteze imaginea asta iluzorie. Intri acolo cu gâtul țeapăn și cu gura strâmbă, pacea Domnului. Bine ai venit, frate, zâmbetul de plastic. Ce bine îmi pare să te văd. Vai, ce bine îți stă. Ce bine arăți astăzi. Oh, pacea Domnului, vine fratele pastor. Pace, frate pastor, ce mai faceți, cum sunteți? Și după aia începe studiul școlii de duminică sau de sabat, în care discuți lucruri în care nu mai crezi, poate de ani de zile, și ți-ai format deja niște subiecte din astea pe care să le pui pe masă, să le discuți, că așa trebuie să le discuți, ai deja răspunsurile presetate, prefabricate de generații, te-ai sclerozat cu ele, nu mai reprezintă cercetările tale, căutările tale, frământările tale, cauți să te faci cât mai puțin vulnerabil ca nu cumva să te înșface vreun alt rechin de lângă tine sau vreun alt oportunist care vrea să-ți ia fața. Asculți o predică, mai bună sau mai proastă, care are prea puțin legătură cu realitatea, cu ceea ce se întâmplă, plictisit, căscând, onduri și pasta că de trebuie să fie acolo, să bifezi, să vadă lumea că te-ai dus la biserică și să-ți tranquilizezi și tu conștiința încă o săptămână, că am fost la biserică, am o viață spirituală, după aia te duci, mănânci bine acasă, tragi un pui de somn, după aia mai vezi tu ce mai faci. Și restul săptămânii umbli ca mingea aia între mante la masa de biliard. Da, nu mai e nicio treabă. Și apoi iarăși, la sfârșit de săptămână, mai faci lucrul ăsta. Unii îl fac din an în Paști, la Crăciun, o dată pe an, o dată la 5 ani. Și asta e credință. Oh, dacă mai faci niște pelerinaje, niște donații și se mai face biserica și te înscrii cu anumite sume, deja ești deasupra tuturor, nu mai discutăm. Încă un șut și ești direct în rai. Însă, toate aceste iluzii pe care noi ni le-am construit de-a lungul timpului nu valorează nimic. N-au consistență, sunt niște minciuni, sunt niște păcăleli. Și de aceea spunea Domnul Hristos, plecând de aici, de la credința aceasta a patriarhilor, a oamenilor lui Dumnezeu, de la Abel, da, apoi vorbim de Set, vorbim de Enoch, vorbim de Noe, vorbim de Avram, Isaac, Iacov, care au umblat cu Dumnezeu, ajungem la ziua judecății pe care o descrie Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, unde întâlnim din nou pe triumfaliștii aceștia și pe oamenii care se păcălesc crezând că dacă au o credință de fațadă, o religie, e totul ok. Însă ceea ce spune Mântuitorul în predica aceasta de pe munte, în finalul ei, concluziile acestei predici care a rămas peste veacuri sunt lovitură de pumn, directă în barbă. Spulberă orice minciună și orice chibuț religios pe care noi l-am construit.
Capitolul 7 cu versetul 21 spune așa: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Observați unde pune accentul? Pe ceea ce faci. Și pe ceea ce faci bazat pe credință. Nu bazat pe ceea ce îți spun alții sau pe credința asta fariseică. Trebuie să fac, trebuie să merg, trebuie să bifez prezența, trebuie să mă rog, trebuie să predic, trebuie să cânt. Nu trebuie nimic în felul ăsta. Trebuie să te regăsești. Și dacă te-ai pierdut pe drumul acesta, oprește-te și nu merge din nebunie în nebunie, crezând că dacă faci mai multe lucruri, o să regăsești pe Dumnezeu și calea și adevărul și tam-tamuri din astea. Nu! Continui să te minți. Oprește-te. Și întreabă-te, Doamne, oare eu mai cred cu adevărat? Doamne, oare mă mai tem de Tine? Doamne, oare chiar Te mai iubesc? Doamne, oare chiar mai aud glasul Tău? Și nu mă refer la cei care au luat-o razna, ci la cei care simt acele impresii ale Duhului Sfânt în inima lor. Atunci când citesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu le vorbește într-un mod deosebit. Pentru că nu și-au astupat urechile și nu și-au pus mâna la ochi ca să nu vadă, să n-audă nimic. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Sunt mulți care, Doamne, 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 care predică, dar nu zic nimic. Care se roagă, dar nu se întâmplă nimic. Și se tot roagă, ba dimpotrivă, sunt din ce în ce mai răi. Pe an ce trece, pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai răi, mai șmecheri, mai plin de ură și de ranchiună și de răutate și de trufie. Și ei zic, Doamne, Doamne, se urăsc, nu se înțeleg doi cu trei. Și se duc la biserică și cântă despre dragostea lui Dumnezeu. Și predică despre dragostea lui Dumnezeu, dar s-ar mânca în dinți. Și se mai ceartă și la alegeri, pe funcții, pe una, pe alta, pe acolo. Și vor să fie, să nu facă nimic, dar să fie acolo. Și unii țin de chestia asta până mor. Am auzit într-o conjunctură foarte interesantă o poveste de la alegeri, un frate că fusese ales în comitet 70 și ceva de ani sau ceva peste 70. Și eu zis, frate, bă frate, dar ești deja din ăsta cu pile politice, cu spate, cu cârje, cu așa tot felul de propte, să fie acolo! Și a zis unul din frați, mă frate, dar totuși ai o vârstă, mai lasă-mă și pe ăștia mai tineri. Păi da ce? Dacă Biden poate să conducă America, eu nu pot să conduc o comunitate de țară? Au zis dumneavoastră replică și înțelepciune. Credința tainică n-are de-a face cu nimic din toate aceste lucruri pe care noi le-am creat în jurul nostru ca să ne creeze impresia că avem și noi o credință. Nu știu cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți, fiți atenți, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Lucruri grozave, să prorocești, să predici, să exorcizezi în numele lui Hristos. Wow! Păi cine poate fi mai sfânt decât fratele care exorcizează, care predică, care cântă, care are funcții peste tot? Cine? Și spune Hristos aici, atunci le voi spune curat. Nici de cum, udepote, adică un nici de cum categoric în greacă, sub nicio formă, niciodată
nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că oamenii aceștia n-au avut niciodată acea credință tainică, lăuntrică. Au trăit tot după ce au zis alții, după ce i-au învățat alții, au făcut ceea ce s-au orientat din stânga și din dreapta, dar n-au avut o credință a lor, n-au umblat cu Dumnezeu, nu și-au luat timp să vadă, băi, e relevant ceea ce fac eu, are rost, n-are rost. Ascultă Dumnezeu, nu ascultă Dumnezeu. Sunt autentic, nu sunt autentic, am putere, n-am putere, se văd roade, nu se văd roade. Fac ceea ce spune Dumnezeu sau ceea ce spun alții că spune Dumnezeu? Oamenii credinței tainice nu s-au luat după ceea ce spun alții, ci au mers pe drumul acesta singuri cu Dumnezeu, ascultând doar de Dumnezeu, temându-se doar de Dumnezeu, făcând doar ce spune Dumnezeu. Și în felul acesta au ajuns să-L cunoască, au ajuns să aibă acea putere interioară și acea autenticitate care îi făcea pe cei din jur să tremure. Nu degeaba se temeau cananiții de Avram și de Isaac, pentru că ei aveau un suflet, acea credință tainică. Experiența aceasta poți să o trăiești și tu, așa cum a fost Abel, așa cum a fost Enoch, așa cum a fost Noe, așa cum a fost Avram, Isaac, Iacov, patriarhii lui Dumnezeu, așa cum au fost profeții, așa cum a fost Iisus Hristos. Ei nu s-au bazat pe ceea ce spun oamenii, ci s-au bazat doar pe ceea ce spune Dumnezeu. Și au mers în viața aceasta mânați de credința lăuntrică, de credința tainică. Îți dorești și ție să ai parte de experiența aceasta cu Dumnezeu, care te va face să trăiești cu adevărat.